Strategii de comprehensiune a textului oral, clasa a șasea. Învățarea prin imaginație. Cât de atent ascultați? Știți că informațiile pot fi explicite și implicite. Explicit înseamnă exprimat limpede. Implicit, care se înțelege de la sine. Vă supun atenției o secvență audio, după care veți completa o fișă de ascultare. Începem. Fram Ursul Polar, de Cezar Petrescu. Capitolul 12. Prietenii lui Fram, din orașele de departe, nu l-au uitat. După ce și-a terminat lecțiile pe a doua zi, Petruș rămâne câteodată până târziu, cu coatele amorțite pe masă, citind la lumina lămpii istoria expedițiilor polare din cele mai vechi timpuri. Nu mai aude nici ploaia, nici vântul bătând în fereastră. Ele cu gândul și cu închipuirea, dincolo de zidurile casei, dincolo de casele orașului, dincolo de hotarele țării, dincolo de munți și de mări. Călătorește împreună cu expedițiile polare în ținuturile ghețurilor veșnice. Tremură de ger cu eroii acelor fapte mărețe. Rabdă de foame cu dânsii. Se târie cu dânsii prin troiede și prin vifore, orbit de talazurile ninsorii. Lăcrimează cu dânsii când au îngropat sub o lespede de sloiuri un tovarăș răpus de istoveală, de frig, de scorbut. Deasupra mesei de lucru se află bătute în perete două hărți alăturate. Le-a mărit cu mâna lui, după hărțile din cărți și din atlase. Una înfățișează oceanul înghețat de nord cu toate mările, țărmurile și ostroavele de acolo. Cealaltă, oceanul înghețat de la polul sud. Altora ce-ar putea să le spună aceste hărți cu semnele și cu numirile lor? S-ar uita înălțând din sprâncene și strângând din umeri. Dar lui Petruș toate îi povestesc întâmplări pline de suferință, de avântare și de măreție. Toate îi povestesc despre o biruință a voinței omenești în luptă cu vrăjmășiile naturii. Acum cunoaște și el adevărata istorie a lui Fram, celălalt Fram, vestitul vas cu care a străbătut Nansen oceanul și mările de la polul nord și cu care Roald Amundsen a plecat să descopere polul sud. Sper că v-am făcut curioși și veți citi chiar toată cartea. Merită. Fișa de ascultare. Bifați răspunsul corect. Petruș citea la lumina lămpii conține o informație explicită sau una implicită. Putem considera că locuința familiei lui nu avea electricitate? Este informație explicită sau una implicită? Nu mai aude nici ploaia, nici vântul? La fel, este explicit sau implicit? Și ultima, deducem că Petruș este un cititor atent? Explicit sau implicit? Aveți discuție după ce vă gândiți. Continuăm. Punem întrebări, evidențiem informații explicite și implicite. Se dă citatul. Călătorește împreună cu expedițiile polare în ținuturile ghețurilor veșnice. Am încheiat citatul. Pentru a ne ajuta, ne putem pune întrebări. Ce face? Răspunsul este explicit. Călătorește. Unde? În ținuturile ghețurilor veșnice. Tot explicit. Cu cine? Cu expedițiile polare. La fel. Și pentru o informație implicită, cum călătorește? Textul nu ne spune, trebuie să ne dăm seama, să realizăm. Petruș călătorește prin imaginație. 2. Interpretați citatele. 1.
ele cu gândul și cu închipuirea dincolo de zidurile casei, și 2. Le-a mărit cu mâna lui după hărțile din cărți și din atlase. Opriți resursa video în timp ce răspundeți. 3. Alegeți răspunsul corect. Ce reprezintă Fram? A. Numele unui urs și al unei stele. B. Numele unui vas și al unui urs. C. Numele unei planete și al unui urs. Puteți distinge, din nou, între informații implicite și explicite. Când ați interpretat, au fost informații implicite. Autoevaluare. Reascultați resursa, apoi realizați o hartă mentală în care să includeți 3 informații implicite și 3 explicite despre Petruș. Aspectul, vocabularul și ortografia contează. Succes!